La un nou episod pe canal. Astăzi o să merg pe afară sau mergem în curtea mea. Hai să rămânem în curtea mea. Mă, ce era să cadă. Nu ai prins jos pe aici, așa că dau cu spatele, mamă. S-a auzit cum mi-a trăznit degetul, nu? Am călcat și pom. Nu știu are ce. Dar că l-a luat la fugă. Uitați-l pe Max. Asta în linie dreaptă. El e câinele meu. Deci arată bătrân. Așa. N-am găsit autul. Bătrân, bătrân, bătrân. Adică în linie de la fugă. Foarte bătrân. Mai am și un animal de companie în... Exact, ați văzut bine. O să vi-l arăt. Este într-un borcan. Ați auzit bine, într-un borcan. Nu știu dacă o să se vadă, dar e în borcanul ăsta. Îl vedeți? E animalul meu de companie. Eu în ghilimele. Dar pot să văd doar harta, nu-mi dă kilometri. Aici e. Ui, acolo găsești. Trebuie instalat o aplicație. N-ai Google Maps-ul? E pe net, ce și aplicație. O să... Acum, dacă... Darius, dacă te iți... Darius și Vladi, dacă vă uitați la videoul ăsta, o să-l aduc pe anjenul ăsta și la... Ploiești? Costă Vasquez. Și o să alerg el, că... Na. Bine. Astăzi o să zbor. Cum trag eu la coș? Da, mă uitam la Max că mingea s-a dus la el la mâncare și mie că mă mușca. Deci... Unde... Spuneți-mi dacă dau coș. Unde la grobeta cu un am dat coș? Spuneți-mi mie dacă am dat coș. Mai dau o dată. Am dat coș, a? Da? Da. Coș, iară. Băi, trebuia să fie coș. Și... Da, păi în genul meu abia l-am prins. Și trebuie să-i dau de mâncare și da... Nu știu cum îi dau de mâncare. Chiar nu știu. Că pare niște găurile. El așa micuț aici. După cum vedeți. Are niște găurile, dar nu pot să-l bag mâncare pe acolo. Trebuie să iau capa. Nu prea ai cum. Că iese afară, iar mă chinui să-l prind. Și iar multă frică de fac pe mine, îmi trebuie încă o pereche de Pampers. Și da, eu am fost Mihai și ne vedem data viitoare. Pa, pa!